Radio Vispro Music, dove siamo tutti vincitori. Go. The dance floor is now open. Bună seara, bună seara tuturor și bine v-am regăsit la Vispro Music. Ei, dragi prieteni, sâmbătă seara pe Bulevard Spatar cu trupa de la Brașov, așa cum v-am obișnuit de obicei. 5 aprilie 2014, iată, sunt orele 22:08 în România și Republica Moldova, sunt orele 21:08 în vestul Europei, de acolo de unde avem și invitați în această seară. A trecut peste noi încă o săptămână cu bune și rele, o săptămână trecută ca și un tren prin Gara de Nord, rapid așa ca acceleratul. Câteodată stau și mă întreb, băi frate, unde zboară acest timp într-un mod infernal? Și alături de noi în această seară, bineînțeles, așa cum trebuie să fie, spunem bună seara Valenciei, acolo unde se află colega noastră Tatiana Ion. Servus! Bună seara, Florentin, bună seara, Ramona și bine v-am regăsit! Ce faci? Cum te simți? Cum aș putea să mă simt? Minunat! Da. O seară minunată, așa cum ai spus și tu, avem invitații tot minunați, o să avem câteva momente alături de noi și este un motiv de bucurie, o onoare pentru mine, așa că rămâneți alături de noi, dragi ascultători, o să fie o seară de vis! Servus la Brașov, aici în studioul Vispro Music, îi spunem și colegii noastre Ramon Sita. No, servus, Florentin! Bună, Tatiana, bine v-am regăsit, dragilor! Așa cum ați spus și voi, mă repet și eu, o seară într-adevăr de vis, o seară minunată în această superbă, superbă seară de sâmbătă și emoționantă, eu pot spune emoționantă. Chiar vreau să vă întreb, Tatiana și Ramon Sita, emoții? Da, categoric. E bine, dacă sunt emoții, e bine pentru că bănuiesc că sunt constructive, benefice. Dragilor, pentru această seară, așa cum ați văzut pe tot parcursul acestei săptămâni, va avea loc un eveniment foarte frumos, va avea loc o petrecere maximă. Iată, ne retragem încoace către granițele țării, de unde vom avea invitații foarte, foarte speciali, așa cum vă spuneam. Ca să intrăm deja în pită și să le dăm... Ei, dragilor, și haideți să vedem și cu cine avem de-a face în această seară. Și trebuie să spunem neapărat că încă din copilărie și până în momentul actual este alături de un alt prieten al său. Ambii au crescut împreună, au studiat și au muncit cot la cot pentru ca într-un final Dumnezeu să-i ajute să pună boazele formației care o avem invitată în această seară. Căsătorit cu succes și foarte curajos în drumul vieții, ca și pasiune are călătoriile, turismul și tot ceea ce este legat de muzica de calitate. El spune că în viață ești singur să-ți făurești viitorul dacă știi să iei trenul potrivit. Și aș pune eu aici ca o completare, spic cu spic se face snopul. Ca și o concluzie, avem din partea sa onestitatea, eficacitatea și rapiditatea. Și o altă invitată în această seară, născută pe 26 decembrie 1989 în satul Dâșcova, raionul Orhei. În anul 2011 a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, obținând titlul de licențiat în științe umanistice, domeniul cu formare profesională, culturologie. În prezent studiază la Conservatorul Achille Perin din orașul Reggio Emilia, Italia. Actual este solistă, cum a spus, formației invitate în această seară, împreună cu soțul ei. Născut pe 28 martie 1988 în satul Mingir, raionul Hrâncești, în anul 2010 a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, obținând titlul de licențiat în domeniul cu formare profesională, instruire muzicală.
După absolvirea Academiei, a activat în calitate de profesor și conducător de ansamblu vocal la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din Chișinău. În prezent este solistul formației pe care o avem invitată în această seară, împreună cu soția sa, pe care o iubește foarte mult. A crescut din copilărie împreună cu cel mai apropiat prieten. Soarta a vrut ca ambii să meargă pe același drum în viață și să îmbrățișeze această frumoasă pasiune. Ca și hobby-uri are călătoria și auto la nebunie. Primul cadou de valoare este o trompetă ce îl acompaniază până în prezent. Marea satisfacție atunci când dansează cu foc sub acompaniamentul melodiilor sale. Ca și o concluzie, cu răbdare treci și marea, dar la momentul potrivit este just să anticip evenimentele. La acordeon și orgă este cel mai nou component al formației. El fiind născut pe 4 decembrie 1988, a absolvit Colegiul Industrial Pedagogic din orașul Cahul și Universitatea Ruso din orașul Bălți. A activat ca interpret în orchestra Nufărul din orașul mai sus menționat. Paharul jos amarul, să ne cânte lăutarul. Orice nuntă cu mătrie s-o petreceți doar cu mine. Născută pe 4 decembrie 1968 în satul Morenii Vechi, Ungheni, Moldova. În 1992 absolvește Universitatea Pedagogică Ruso din orașul Bălți. În anii 1987-1996 activează ca învățătoare la școala medie numărul 1 din orașul Cornești. Inspirată din folclorul moldovenesc, împreună cu soțul ei, trombonistul formației pe care o avem invitat în această seară, reușesc să transmită publicului momente de neuitat. Ca pasiuni, cel mai bun restaurant îl puteți găsi la ea acasă. Da, și o să mergem acasă la invitata noastră din această seară să găsim și noi cel mai bun restaurant din lume. Dragi prieteni, aceasta a fost o scurtă descriere a celor pe care avem invitații în această seară, până o să le dăm și lor, în sfârșit, microfonul în emisie. Vă invit să ascultăm o piesă foarte interesantă. O pun eu aici ca și o introducere. Este vorba de Buona Sera. Buona Sera, signorina. O piesă interpretată de cineva și dacă voi veți ghici cine este interpretul acestei piese, veți primi ca și o recompensă, ca și un premiu, o dedicație muzicală sau o preferință de asemenea. Buona sera, signorina. Buonasera, it is time to say goodnight to Napoli. Swiss heart for us to spare. Buonasera, with the dawn moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we stop and linger while I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Wa-pa-la-pa, wa-ba-do-ba, wa-ba-dib-do-ba, wa-ba-dib-do-ba. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. To his heart for us to spare. Buonasera, with the little moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. And by the little jewelry shop we stop and linger while I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
dance and the sun coming to sight. And by the little duration we stop and linger, while I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buona sera, signorina, kiss me goodnight. Paparabadubam, budubidibam, wabadupupu, wabadubam. Bună seara și bine ai venit la Vis Pro Music. Îi spunem lui Vitalie Chiruță. Bună seara! Bună seara, Florentin! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Bine ai venit alături de noi, Vitalie. Cum te simți în direct? Chiar să spun că mă simt bine. Aici, la Radio Vis Pro Music, atmosfera e mereu fierbinte. Mai ales că dacă ar ști ascultătorii ce se întâmplă în spatele microfonului atunci când se ascultă piese. Cu mare, mare drag trebuie să o salutăm, să salutăm o altă invitată alături de noi. Este vorba de Cristina Bejenaru. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Cu mare, mare drag și vă spunem bine ați venit alături de noi! Trebuie să-ți adresezi și tu aceeași întrebare. Cum te simți la Vis Pro Music în direct? Vreau să vă spun, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și mă simt foarte bine, un pic de emoții, dar sper să treacă pe parcurs, pentru că sunt sigură că va fi o ambianță foarte plăcută. O să fie distracție mare, Cristina, în această seară la Vis Pro Music. Lângă tine acolo este cineva drag și spunem bine ai venit la Vis Pro Music și lui Andrei Bejenaru. Bună seara, Andrei! Bună seara, dragilor, bună seara! Salutare! Salutare! Iată un foarte bun colaborator în ceea ce înseamnă pregătirea unei emisii, vreau să vă spun, dragi prieteni, pentru că azi toată ziua am colaborat cu Andrei pentru a pune la punct această emisie. Întrebarea adresată tuturor vine și la tine. Da, ce să vă spun, mă simt foarte bine, extraordinar, o atmosferă călduroasă, pe cum ai spus și tu, toată ziua s-a petrecut până la momentul de fapt. Sperăm să, și suntem siguri că va fi foarte bine. Bine, bine ai venit, spune și ție încă o dată. Vreau, dragilor, ca nu cea din urmă neapărat trebuie să fie și cea din tâi. Bună seara, îi spunem și Angelei Cuibaru. Servus, Angela! Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să zic că după o zi de muncă încordată astăzi, chiar era binevenită emisiunea dumneavoastră și sunt mulțumită și bucuroasă că suntem alături de dumneavoastră, chiar dacă la distanță, dar oricum ne auzim foarte bine și ne simțim foarte bine. Foarte cald aici. Dacă mi-a plăcut, cum ai spus, după o zi de muncă, o emisiune la Vis Pro Music este binevenită. Ca și o glumă, dacă îmi permiți, după o zi de muncă, o emisiune la Vis Pro Music, asta mai lipsea. Da. Bun, dragilor, trebuie să menționăm că, ca și o glumă, repet, a fost, ca și trebuie să menționăm că Sergiu Plugaru și Sergiu Furtună, tot ca și o glumă o spun, din motive de personale ale lor, vreau să spun de dragoste, dar până la urmă am spus-o totuși, nu pot fi alături de noi în această seară, motivați fiind. Așadar, iată-ne cu Vitalie, cu Cristina, cu Andrei și cu Angela în această seară, componenții ai trupei Trandafir. Dragilor, trebuie să mergem cu pași înainte și vreau să ne spuneți așa în câteva cuvinte cum v-ați gândit la acest proiect. Ce să spunem, acest proiect l-am avut, cred că, în sânge, pentru că când este vorba de a crea ceva și trăiești cu ideea și cu realizarea că se faci ceva, cred că până la urmă reușești și chiar aș spune că în limita care am reușit să o facem, suntem foarte mulțumiți. Interesant este faptul din ceea ce știm că
acest proiect a luat naștere pe teritoriul Italiei, dacă nu mă înșel. Da, da. Asta e. Cum v-ați găsit acolo? Știm că cu Sergiu a fost prieten, tu, Vitalie, ai fost prieten din copilărie. Da, cu Sergiu, practic, am studiat împreună, chiar am și crescut împreună. Aici am avut ocazia, cred că așa destinul vieții a fost să o cunosc pe Angela, care, după care ne-am și căsătorit. După care, peste ceva timp, am cunoscut și perechea sau cuplul, mai bine zis, Andrei de Genaro cu Cristina, Sergiu Furtună, deci și am hotărât că cu nuanțele care sunt și cu calitățile care am putea să le redăm publicului, s-ar putea de făcut ceva interesant. Și chiar ați reușit să faceți acest lucru. Iată o dovadă, o dovadă clară că publicul se bucură de piesele și de proiectele voastre foarte, foarte reușite. Avem o întreagă suită de piese care trebuie să ascultate în această seară la Vispro Music. Prima dintre ele fiind una de top a voastră, recunoscută de foarte, foarte multă lume. Este vorba de o piesă pe care aș dori să o prezentați voi. Piesa cunoscută de întreg publicul, inclusiv și cei care se află chiar peste ocean, sună în toată Europa. Credem noi că a răsunat într-adevăr în toată Europa și peste ocean, deoarece am primit diverse mesaje de mulțumire, de bucurie. Mi-aduc aminte... Și sperăm și în continuare să realizăm ceva asemănător acestei piese, ca într-adevăr să bucurăm publicul. Noi le suntem recunoscători, le mulțumim profund, deoarece pentru un artist foarte mult contează recunoașterea publicului. Exact. Pentru un artist este foarte valoroasă recunoașterea muncii sale și mi-aduc aminte atunci când această piesă a fost la început, toate radiourile din de peste tot bubuiau boxele la maxim și în mașină și acasă și pe YouTube și peste tot. Iată, eu vă propun să ascultăm această piesă cu formația Trandafir din componența căreia fac parte invitații noștri în această seară. Sună în toată. Celul ce muncește îi face parte, credem. Și atunci când bântuiți suntem de griji noi, că într-o bună zi vom fi alături de cei dragi de seară până în zori. Haideți să începem chiar de astăzi veseli să trăim. Umpleți paharele cu vin și voie bună să ciocnim. Este urarea strămoșească, sus paharul scurtă, dar cu putere să-ndulcească tot amarul. Banii cât
n-ai avea să știi că ești un om bogat. Dacă la bine și la rău, prietenii buni și sinceri Dumnezeu ți-a dat. Cheamă-i și faceți o petrecere de zile mari, că-și timpul trece prea grăbit și înapoi nu poți să-l dai. Viață, ești frumoasă și noroc ne-ai dat, chiar de vremuri grele am apucat. Hey! Nu m-ai supărat, chiar de m-ai certat tot m-ai aprins uneori. Viață, nu mă lasă, dorul e împăcat, și atunci când trec al casei praf. Hey! Cât voi mai trăi, știu că-l voi simți tot arzător. Iată că a venit și momentul să ne salutăm și ascultătorii și prietenii care ne sunt alături în această seară. Așadar, bună seara, dragi prieteni, bine v-am găsit! Iată că în această seară, bulevardul a înflorit și miroase trandafir din Brașov și până la mine. Iar acest miros plăcut din Italia azi vine, cu o trupă minunată care ne oferă în dar muzică de calitate și petale parfumate pentru fiecare în parte. Deci rămâneți lângă noi, la Radio Vispro Music, locul unde știm cu toții că suntem câștigători de cu seară până în zori. Bună seara îi spun și bine ai venit lui Mihaela, Elena și Duțul Arion. Bună seara îi spun și lui Rodi, lui Dan și Georgeta Dima. Bun venit alături de noi în această seară, Iulian, Adrian și Bronislav. O salut cu mare drag pe Cosmina, Lili Elena, Nicu și Mary Maria. Bună seara, Victoria, Doru și nu în ultimul rând lui Ela Moldovan. Salut cu mare drag pe Puica, Corina și Sorin Man Mărgel. Bună seara îi spun și lui Alinuța Ion și tuturor ascultătorilor care sunt pe recepție la această oră. Mamă, ce de lume puteți adunați, dragilor, în direct la vizită. Tatiana, de către cine a fost scrisă acea poezie? Că tare-s curios. Eu am compus-o astăzi. Extraordinar. Sper că v-a plăcut. Foarte frumoasă. Vă mulțumim mult și de la noi. Cu mare drag. V-am spus, este o onoare pentru noi în această seară să avem o trupă minunată, așa că trebuia să pregătești ceva deosebit. Ei, nu știam că scrii și versuri, iată o surpriză pentru noi și la mai mare. Dragilor, haideți să vă întrebăm, ce faceți voi acolo în Italia? Bineînțeles că muncim. Cântăm, dar pe lângă faptul ăsta mai și muncim, desigur, mai facem careva munci pentru a ne susține financiar, desigur. Asta ce putem să spunem. Vorbeam săptămâna trecută cu colegele mele și cu Slavici că, iată, trebuie să trăim o dramă, pot spune, ca artiștii români să fie recunoscuți mai mult peste hotare decât în țara natală și de multe ori și Radio Vispro Music este ascultat foarte mult în afara granițelor țării. Cum,
cum vreau să vă întreb, la ce fel de evenimente acolo, cum reușiți să țineți contactul cu românii din Italia și poate nu doar din Italia? Reușim și nu rău. Noi activăm din 2005. Încercăm prin intermediul Facebook-ului, mai este un alt canal rusesc, Adnaklassniki. Cred că ne ascultă mulți care au acest profil și poate nu-l au pe Facebook. Încercăm să publicizăm chiar și cu diferite anunțuri radiofonice și aici în Italia, sau scriem publicitate, le afișăm în locuri publice. Avem și noi un spațiu rezervat special, chiar oferit de comune, aici în Italia, unde avem mereu grijă și ne gândim la concetățenii noștri cu ce am putea să-i bucurăm, să-i mai îmbiorăm. Eu personal m-am gândit mult cum aș putea să le mai amintesc de casă, oferindu-le câte ceva din bucatele noastre tradiționale. Adică activez, avem o activitate unde oferim, adică dăm posibilitatea publicului să-și procure câte ceva din gustările de acasă. Nu numai pentru moldovenii români, dar pentru toată Europa. Chiar așa și are denumirea magazinului unde activez, gusturi din toată Europa, dacă traduc așa. Ar fi isaporii de l'Europa. Foarte frumos. Eu aș vrea să întreb, de unde vine numele Trandafir? Sau de la cine? Cine a fost cu ideea? Deci, ca să vă spun, ideea naște exact 10 ani în urmă, când ne gândeam ce nume să punem la această trupă. Bineînțeles, din mai multe alegeri, din mai multe posibilități, am ales Trandafir de la Moldova. Și deci și cu numele Trandafir de la Moldova am mers înainte până când am reușit să aducem ascultătorilor melodia care cred că ne reprezintă, sună în toată Europa. Și din anul 2011, când am lansat această melodie, am și redus numele formației, nu Trandafir de la Moldova, dar Trandafir. Pentru că venea cam complicat pentru prezentatorii de la radiouri de aici, din Italia, chiar și la televiziune, ca să spui de fiecare dată Trandafir de la Moldova. Oricum ei spuneau orchestra Trandafir, mereu Trandafir, deci nu mai spuneau de la Moldova. Și ne-am gândit că nici nu are sens să lăsăm așa. Și cred că așa a născut numele. Trandafir de la Moldova a ajuns în toată Europa. Spuneam, ca să nu-mi uit ideea, spuneam mai devreme, Angela, că pe lângă muzica autentică pe care o oferă românilor plecați peste hotare, iată o idee inedită de a oferi românilor și ceva altceva, încă ceva palpabil, de această dată care nu se ascultă în urechi, ceea ce, cu ce ne hrănim, adică omul să simtă și pe comestibil, palpirele gustative, autenticul de acasă. Așa este. O îmbinare absolut perfectă și cu siguranță atunci când în magazinul respectiv, când merge românul, și ce cumpără de acolo, Angela? O bucată de slană, nu? De toate. Un cârnaț de casă. Așa, și chiar acum un cozonac. Iată. Opția pentru ouă. Acum că e post, fasole e acolo în magazin. Sigur. Nu lipsește nimic. Avem de toate pentru toți. Foarte bine. Ne străduim, de altfel nu vine după aceea plăcerea de a te distra dacă ești cu stomacul gol. Da, niciodată. N-ai cum să... N-ai cum. Cu stomacul gol nu poți face nimic.
Bravo, felicitări, vă spunem. Mulțumim, mulțumim mult. Avem o piesă foarte frumoasă de la voi. Dacă vrea Andrei sau Cristina să ne spună despre ce este vorba. Este vorba despre piesa La mulți ani. Această piesă a luat naștere cam, să zic, aproape un an în urmă. Am lucrat mai mult la ea, desigur, am lucrat cam vreo jumătate de an, așa. Până am reușit să o aducem la versiunea finală, este ca o dedicație pentru toată lumea. Este o piesă veselă, frumoasă, la mulți ani, pentru toată lumea, de bucurie și de joc. Și o piesă extraordinară pe care Radio Vis Pro Music o va pune în arhivă, ca atunci când avem sărbătoriți printre noi, prieteni sau ascultători, să le oferim această piesă în dar. Așadar, vă invităm, dragi prieteni, să ascultați, așa cum vă spunea și Andrei, La mulți ani, cu trupa Trandafir. Trecem ca pe timpuri, vesel și în suflet tineri. Ne întâlnim cu bucurie, într-un maș de același dor, și sărbătorim până în zori. Hey! S-o lume la mulți ani, sănătoși fără dușmani, cu noroc să înceapă fiecare zi. Vorbe și urări alese, uite asta-i veselie, când se crede în omenie. Doamne ție-ți mulțumim că suntem aici cu toți, frați, părinți, prieteni și nepoți. S-o lume la mulți ani, sănătoși fără dușmani, cu noroc să înceapă fiecare zi. Iarăși ne vom întâlni și vom discuta în petreceri clipele ce-au fost și vor mai fi. Iar acum să nu mai stăm în loc, ridicați paharul, hai noroc! S-o lume la mulți ani, sănătoși fără dușmani, cu noroc să înceapă fiecare zi. Avem și un mesaj în această seară, un mesaj care vine din partea lui Bronislav Plevan. Iar el ne spune, dorim aceste melodii și pentru cei ce sunt departe de meleag. Pentru Plevan, Natalia, cu ocazia zilei de naștere din partea lui Bronislav.
La mulți ani spunem și noi lui Plevan Natalia Bronislav și îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Cu siguranță următoarea piesă o să fie dedicată din partea trupei de la Brașov și a invitaților în exclusivitate pentru Plevan Natalia. Și nu numai, pentru toți ascultătorii. Bineînțeles, și prima piesă care a fost cu cei din trupa Trandafir, La mulți ani, piesă dedicată pentru prietena noastră. Dragilor, știm că aveți și voi un mesaj de transmis. Da, sigur. Nu putem să nu menționăm un mesaj de felicitare pentru cei care au colaborat cu acest videoclip. Este vorba de melodia La mulți ani. Este vorba de micuțul Mateo Marcu, care se află cu părinții săi la Latina, aici în Italia, și ne urmăresc mereu. Vă mulțumim și vă iubim. Mulțumim! Știm că piesa are și o istorioară, nu? Piesa La mulți ani. Da, da. Este o... De fapt, videoclipul. Istorioara este inspirată dintr-o poveste adevărată. Ne-ați putea spune câteva cuvinte despre ce este vorba? Este într-adevăr o poveste adevărată. Am cântat, cred, de 3 ani în urmă, la o nuntă de români, la un cuplu de români. Și aveau un copilaș care atât de mult s-a inspirat de trompeta lui Sergiu, că după nuntă a și cerut să aibă această trompetă. Părinții au cumpărat o trompetă jucărie, dar el a înțeles că nu e trompeta adevărată și spunea: vreau trompetă ca la nene Sergiu. După care părinții i-au și cumpărat trompetă și ne-am gândit de ce să nu realizăm un videoclip cu acest micuț talentat. Și vă spunem că este într-adevăr un geniu, pentru că la doar 2 ani și 4 luni el reușește să producă sunete. Deci... Sunete, nu zgomot. Nu zgomot, nu sunete, dar... E ceva care nu știu dacă cineva din noi la 2 ani și 4 luni a reușit să facă așa ceva. La 2 ani și 4 luni cred că încă nu am abandonat Suzeta. Da, cred că. Iată mesaje frumoase, dragilor, sosite pentru voi acolo pe Gașca Radio Vispro Music. Mesaje foarte frumoase ne puteți transmite, dragilor, cei care sunteți și ne ascultați, și pe ID-ul nostru de Skype, radio.vispromusic. Dragi prieteni, iată, aflăm că conținutul repertoriului, însoțit de costume naționale, transmit conaționalilor curajul de a depăși nostalgia de meleagul natal. Lucrările interpretate se bucură de un succes enorm din partea basarabenilor, italienilor, românilor și a reprezentanților din diferite naționalități. Studiul, atât în Moldova cât și în Italia, stă la baza tehnicii muzicale tradiționale moldovenești și nu în ultimul rând al altor genuri, cum ar fi clasică, jazz, fanfară și multe altele, ce favorizează muziciștilor soluții ideale pentru orice manifestare culturală de acest gen. Această formație absolut fantastică, formația Trandafir, se impune prin activitatea sa în cadrul sărbătorilor italiene, ca fiind o filă nouă în schimbul cultural al acestor două țări. Așa, componență ca trompetă, trombon, clape și voci se poate auzi numai pe timpuri, și de aceea este singura trupă de astfel de componenți în Italia. Vreau să vă întreb dacă cumva astăzi ascultam piese de ale voastre și vreau să vă asimilez cu, să vă alătur cumva lui Goran Bregovici. Ce să vă spunem, cred că ceva poate ne-am inspirat, nu avem faptul, pentru că dacă deschidem internetul, avem lumea muzicii în față și fiecare muzician cred că are nevoie de o inspirație pozitivă, de muzică bună, muzică de calitate, muzică deosebită. Și cred că nu, n-aș putea nici când nega faptul că
nu am avut inspirație de la Bregovici sau de la Vale Bogean sau ce să spunem, sunt foarte multe banduri care le urmărim. Mahalarai Band, Jos Pălăria, ce să spunem, chiar sunt și în contact bun cu trombonistul bandului, dar facem și noi ce putem, ca să fiu și modest, ce să spun. Da. Foarte bine, știu că Bregovici este un vânător înrăit de muzică autentică. Știu că a fost de câteva ori în România și la Clejani a fost pentru a cânta și cu taraful de la taraful Haiducilor și au ieșit niște colaborări foarte, foarte frumoase. Aveam o piesă care este foarte sugestivă, având un titlu absolut excepțional, Viața. Ne puteți spune despre ea? Compozitorul este Vyacheslav Daniluk, cu care am colaborat și am realizat șase melodii. Așa, textierul este Andrei Hagiu, care se află în Franța, este student. Și însuși Andrei mi-a și spus că aceste melodii le vom dedica țării. Sunt melodii patriotice, cum ar fi, avut dreptate, pentru că succesul minim care l-am avut a confirmat ideea textierului. Păi, dacă tot vorbim despre viață, haide să însuflețim și mai tare atmosfera de la Vispro Music și să ascultăm piesa noastră, Trandafir, cu Viața. Mai ce tinește viață, unde te grăbești, viață scumpă ești. Mai încetinești un pic, ascultăm ce vreau să-ți cânt. Timpul uite se strecoară, parcă l-ai dar iată l-ai pierdut. Uite așa ne zboară viața, dragă, nici nu mai știi cum a trecut. Zilele pe rând vor trece, anii parcă fug de lângă noi. Dar când se adună lumea la petreceri, se-ntoarce timpul înapoi. Când suntem împreună, lume bună, fericirea largă sună. Viață, omul te cinstește, te iubește, dar se întâmplă să mai uite că vii și pleci, dar nu mai ești. Viață, mai încetinește, că ești frumoasă, ești și scumpă, dar prea scurtă și fără milă te grăbești. Iubirea omului e una, cum n-ai da el timp de la mai mult. Ne-ar fi ziua de trei ori mai lungă și atunci una ne-ar fi prea scurt. Unii fug să prinde timpul, alții stau și așteaptă vremuri noi. Dar cât de diferit stau bine cu urmă gândul, prin tinerețea înapoi. Când suntem împreună, lume bună, fericirea largă sună. Viață, omul te cinstește, te iubește, dar se întâmplă să mai uite că vii și pleci, dar nu mai ești. Viață, mai încetinește, că ești frumoasă, ești și scumpă, dar prea scurtă și fără milă te grăbești. De stat și nici de așteptat, viața trece neîncetată, n-o lăsa pe altă dată. Surori, frați, părinți, burei, joacă de lesars gândei, uite așa era moldoveni, hei! Timpul uite se strecoară, dar acum îmi pare a fi pierdut. Chiar și viața nu mai zboară în grabă, căci cu ai tăi ai petrecut. Amintirea lor se șterge, chiar de ani fug pe lângă noi. Ne vom mai întâlni la noi petreceri, vom da iar timpul înapoi. Când suntem împreună, lume bună, fericirea largă sună. Viață, omul te cinstește, te iubește, dar se întâmplă să mai uite că vii și pleci, dar nu mai ești.
Iată, salut. Bombardați de, de mesaje suntem și din stânga și din dreapta. Avem un mesaj din partea colegului de la Roma, Dănuț Ungureanu. Iată că în această seară Dumnezeu este român, pentru că ne-a adus o mare bucurie nouă celor de departe de țară și nu numai, bucurându-ne sufletul în această seară formația Trandafir, purtându-ne cu gândul și inima alături de frumoasa muzică moldovenească. Din partea mea personal și din partea ascultătorilor de la Radio Vispro Music, urăm sănătate și succese membrilor formației Trandafir și un călduros la mulți ani pentru Natalia. La mulți ani, vă iubim! Mulțumim din suflet, Dănuț, pentru mesaj, foarte frumos mesajul tău. În mod special, ținem să mulțumim Alexia Acadi, realizatorul câtorva, sau dacă nu, două videoclipuri care le-am realizat cu dumnealui, și gregoryfoto.it. La fel, am realizat și cu el două videoclipuri, de aceea ținem să le mulțumim foarte mult, le urăm și lor succes în toate și să le dea Domnul sănătate. Bună seara, spunem și noi lui Victoria Lungu și bun venit alături de Radio Vispro Music. Bună seara, bună seara. Iată, dragi prieteni, ne-ați menționat prieteni de-ai voștri, oameni cu care colaborați și cu care vă ajutați pentru a vă realiza proiectele, oameni care atunci când aveți nevoie și când au nevoie, vă sunteți aproape întotdeauna. Și este o vorbă că dacă o mână spală pe cealaltă, atunci doar cu prieteni adevărați și oameni adevărați lângă tine se pot realiza astfel de lucruri. Dragilor, vedem pe pagina voastră o sumedenie de fotografii de la evenimentele la care participați și sunt evenimente care arată clar veselia și bună dispoziție. Da, probabil mulți au văzut poze cu Ion Surucianu, cu Zinaida Julia, cu Igor Puciuc, desigur cu Gheorghe Țopa. Cam în toată ziua mă mai întreabă publicul cu cine acum se mai prevede un alt concert, un alt spectacol. Noi la fel aprofităm de ocazie să le mulțumim interpreților sus numiți, le urăm și lor sănătate, succes în meseria care o fac, să știe mereu că ne-am simțit nu bine, dar foarte bine cu ei, am avut o colaborare de neuitat cu fiecare în parte și în plus sunt persoane deosebite, într-adevăr, de la care poți chiar și să înveți multe, multe lucruri. Noi sperăm să nu fie ultima colaborare cu fiecare în parte, ne dorim cât mai multe colaborări, nu numai în Italia, poate chiar și în afara țării. Și în România să veniți, că vă așteptăm. Acum are drag. Cu plăcere, cu plăcere. Este seara de sărbătoare la Vispro Music. Apropo de evenimente de sărbătoare, acum că se apropie mai puțin până la Sfânta Sărbătoare de Paști, unde o să vă găsească această sărbătoare? Acasă cu familia sau într-un concert? Chiar la doua zi de Paști, de data asta, anul ăsta, Paștele pentru catolici și pentru ortodoxi este pe 20 aprilie. Și a doua zi de Paște, avem un concert pe data de 21, în luni chiar, toată lumea este liberă, nimeni nu muncește. Și respectiv este la Bologna, aici alături, dar pe data de 27 suntem la Milano, tot un concert organizat de doamna Angela, pe care o salutăm, cu siguranță ne ascultă. Și după care încep ceremoniile. Sărbători private. Încep nunțile, că s-a dus postul. Da. Se fac nunții de români în Italia? Da, se fac și lucruri puțin. Și frumoase. Foarte bine, păi bănuiesc. Suntem siguri că sunt frumoase cu voi alături. Așa cum spuneam, este seara de sărbătoare la Vispro Music. Avem și noi o piesă următoare cu un titlu la fel de frumos. Cine ne poate spune două cuvințele despre ea? Acest videoclip, muzica, cum am spus, este
aparținea lui Vecislav Daniluc, doctor Andrei Hagiu. Videoclipul l-am făcut cu frații Spoială, Moldova, pe un prig. Vă uitați la making of, se vede cum nu ne puteam încălzi. A ieșit bine pentru că am avut o echipă de dansatori din Studio Art Repede, cu care chiar ne mândrim. Sunt tot aceiași dansatori din videoclipul sunt în toată Europa. Și asta e. În două cuvinte, cred că am spus. A fost interesant. Filmările au avut loc la Criulei. Un videoclip foarte reușit și cu o piesă de asemenea foarte, foarte frumoasă, cu care îi invităm pe toți ascultătorii să fie alături de noi. Trandafir, zi de sărbătoare la Vispro Music, dragilor! Sărbătoare, nu mă mai țin pe picioare, de atât dansat și cu mândra ca o floare, mă având în hora mare și m-ai apăsat. Mai au un păhărel, să par mai ușurel, hei, să joc cu drăguța mai cu zel. 8-6 zi lăutare, una mai cu foc, 8-6 mă așteaptă mândrulița mea la joc. Și-a dansează lumea, tot se veselesc. Hop, și-a, dar mie-mi pare că mă îndrăgostesc. Hei! Se dau la mine, dar mai dragă mi este mie mândruța mea. Dacă mi-aruncă o privire, parcă vrea să-mi dea de știre că iar vom dansa. Mai au un păhărel, să par mai ușurel, hei, să joc cu drăguța mai cu zel. 8-6 zi lăutare, una mai cu foc, 8-6 mă așteaptă mândrulița mea la joc. Hop-șa, dansează lumea, tot se veselesc. Hop-șa, dar mie-mi pare că mă îndrăgostesc. Hei! Hop-șa, dansează lumea, tot se veselesc. Hop-șa, dar mie-mi pare că mă îndrăgostesc. Hei! Mesaj foarte frumos am primit și din partea lui Nati Plevan și ne spune așa: mulțumim din suflet, sunteți foarte tari, felicitări formației Trandafir, multă sănătate și multe realizări cu succes. Dragilor, cei care sunteți în grup, pe pagină sau unde mai scrieți, chiar și pe Skype, ia să vedem pe Skype-ul de la radio dacă e ceva, bombardați-i pe invitații noștri în această seară cu întrebări, pentru că sunt obligați să răspundă, noi le vom citi aici.
Mulțumim mult pentru mesajul susținut. Cu siguranță sunt foarte mulți care ascultă, dar au așa un trac, parcă au emoții mai mari decât noi. N-a scrie, invităm la microfon, poate le trece. Prietenii noștri se simt bine și dansează alături de noi, simt muzica așa cum o simțim și noi. Avem o piesă foarte, foarte frumoasă la Moldovencea care urmează. O piesă la fel de antrenantă și revigorantă, dragilor. Câteva cuvințele și despre ea pentru a prezenta ca și participare și eforturi depuse, pentru că merită acest lucru. Această melodie ne este la inimă, pentru că eu chiar am dedicat-o moldovenilor și am și făcut un videoclip modest împreună cu gregoreproto.ip, cu care colaborăm aici în Italia pentru a realiza videoclipul. Am mai avut și un cuplu care, cum se spun, ne-a și oferit, imagini de un love story, așa. Îi mulțumim mult și mulțumim publicului care ne apreciază. Este o melodie proaspătă, n-aș putea comenta mult pentru că lăsăm publicul. Păi hai să lăsăm publicul să judece și el este cel în măsură care să dea verdictul corect. Așa cum spuneam, avem piesa La Moldoveni, după care intrăm cu totul și cu totul într-o altă sferă muzicală. Practic este, parcă pășim într-o altă lume, pentru că invitații noștri din această seară se ocupă și de alte genuri muzicale, niște melodii superbe vor fi transmise în această seară la Vis Pro Music și nu uitați, vom apela și la ajutorul vostru pentru a face un lucru foarte, foarte important. La Moldoveni, următoarea piesă. Iată că avem un alt mesaj din partea colegei noastre din Italia, Elena. Sunteți minunați, formația Trandafir. Ne bucurăm de prezența voastră aici cu noi. Ne faceți seara minunată și aici, departe de casă, muzica voastră ne dă o parte din frumoasa și bucuria veseliei a românului și moldoveanului, care nu uită să demonstreze că suntem un popor vesel și plin de viață. Felicitări și mult noroc în proiectele voastre de viitor. Mulțumim pentru mesaj, Elena. Dulce melodie din când în când, iar dorul tot mă ține rău. Prea departe sunt eu, iar când mă afund în mii de amintiri, pădurmă de lumină a timpului senin, tot mă țin la ea, țărișoara mea. La moldoveni, născute veselia, la moldoveni, frumoasă este glia, la moldoveni, în inimi zborește și înflorește dragostea. Am cutreierat lumea lung și lat, drumuri am bătut, mult am cunoscut. Acum nu mă mai simt străin, chiar și peste mări, dar mai am un dor de ale noastre seri. Și când plec acasă, prietenii se adună toată noaptea, stăm împreună cu un vin și o vorbă bună. Așa-i la moldoveni! La moldoveni, născute veselia, la moldoveni, frumoasă este glia, la moldoveni, în inimi zborește și înflorește dragostea. Să ascult șoptind murmurul cel blând, de seara lucră să mă plimb mângâia de vânt, să mă văd din nou cu parfum de flori. Mai chem un prieten, apoi mai vine unul toată noaptea, stăm împreună cu un vin și o vor.
vorbe bune. Așa-i la moldoveni. La moldoveni, născută-i veselia, la moldoveni. Frumoasă este via, la moldoveni. În inimi zborește și înflorește dragostea. Trage o cântare sub cerul înstelat, rotim o vore mare, hei, să dansăm până în zori, hei, hei, și-așa, măi! Umpleți paharele cu vin, sănătoși și veseli, așa ca să fim, iar dorul să le blânzim, hei! La moldoveni s-a născut fericirea, la moldoveni frumoasă este glia, la moldoveni. În inim arde dorul și înflorește dragostea. La moldoveni, născute veselia, la moldoveni. Frumoasă este glia, la moldoveni. În inim izborește și înflorește dragostea. La moldoveni, născute veselia, la moldoveni. Frumoasă este ghia la moldoveni. În inimii zborește și înflorește dragostea. Bulevard Zlatan, Tam Trufa de la Brașov, Brașov, de la Brașov. Ei, dragilor, încă un mesaj frumos venit din partea lui Duțu Larion. Într-adevăr, emoțiile sunt mari când te întâlnești cu o trupă așa frumoasă și talentată. Așa ceva rar se întâmplă. Multe succese, trupa Trandafir! Mulțumim și noi lui Duțu pentru mesaj. Dragilor, se spune că acolo unde dragoste nu e, știți voi mai departe? Nimic nu e. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Așa este. Sau putem spune pe în italiană că l'amore fa bene. Și avem o piesă interesantă, cea care urmează, cu titlul pe care tocmai l-am spus, o piesă care știu că vă este foarte, foarte dragă. Această piesă, l'amore fa bene, traducând în română, ar fi dragostea face bine, adică îi face bine omului, îi face bine sufletului. Și aș vrea să spun despre această piesă că am decis și pentru respect, din respect pentru poporul italian, că o facem în italiană. Am lucrat foarte mult la această piesă, foarte mult, pentru că limba italiană este o limbă foarte frumoasă. Este o limbă cantabilă și cu atât mai mult are și foarte multe accente la care se trebuie să se tragă foarte multă atenție. Deci am lucrat la această piesă cu, aici vreau să deschid o altă paranteză, cu profesoara de canto, am un pic de emoții, se scuze. Profesoara noastră de canto cu care facem lecții și eu și Andrei, care se numește Gloria Bonaveri, și căreia, dacă îmi permiteți, vrem să-i spunem un mare mulțumim. Ei, dragilor, haideți să ascultăm Mația Trandafir cu o superbă piesă, L'amore fa bene. L'amore ti fa bene, l'amore ti conviene, l'amore quando viene, l'amore. L'amore ti fa bene, ti entra nelle vene, oh, 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 oh.
vedere, lasciami un po' fare, dai. Piacerà anche a te stare insieme a me e puoi far l'amore sul tuo cuore. Su di me fanno il paradiso anche a te. Piacerà anche a te stare insieme a me e puoi far l'amore sul tuo